This video is in Romanian. Don't forget to click on the CC button in order to see the English subtitle. Salutare, prieteni! Continuăm proiectul Luxemburg și, după cum am promis în videoul de data trecută, astăzi o să vorbesc despre pistoane, biele, bucși de biele și bolțuri. Totuși, înainte de a începe, să vă prezint și unul dintre motivele pentru care acest motor a intrat în reparație capitală. Mai exact, mai mulți segmenți din motor au fost rupți, iar urmele lăsate se pot vedea foarte clar pe acest piston. Pentru instalarea pistoanelor, o să urmăm procedura descrisă în manualul Haynes, cu o mică excepție. Mai exact, în loc să fierbem pistoanele în apă pentru a se dilata și pentru a putea introduce bolțurile de la pistoane, o să recurg la o metodă mai modernă și anume o să folosesc o suflantă cu aer cald. Înainte să trimit bucșile și bolțurile de bielă la rectificat, a trebuit ca în primă fază să scot bucșile vechi de bielă. Și asta pentru a face loc bucșilor și bolțurilor noi. Pentru a scoate bucșile de bielă am improvizat, mai exact am folosit o tubulară de 9 mm cu un cot de cupru, dar și o menghină. Este o procedură extrem de simplă, care nu durează mai mult de 10 minute. După ce am înlăturat bucșa de bielă veche, trebuie instalată cea nouă. Mare atenție! Bucșile au un mic canal de ungere care trebuie aliniat cu gaura din bielă. Înainte de asamblare, gresați generos atât biela cât și bucșa de bielă. Și încercați pe cât posibil să folosiți o suprafață perfect plată pentru a presa bucșa de bronz în bielă. În acest cadru se poate vedea mai bine canalul din bucșa de bronz, care este aliniat perfect cu cel din bielă. După instalare, am trimis bucșile la un centru specializat pentru rectificare și se poate observa că fiecare bielă este notată cu un număr aparte. Iar domnul care s-a ocupat de rectificare mi-a spus să nu amestec bolțurile între ele la instalare, motiv pentru care sunt prinse și cu o sârmă. Sincer, n-am înțeles motivul, având în vedere că și bolțurile și bucșile au fost noi. Pasul următor este să desfacem setul motor la tub cehoslovac. Setul original conține bolțurile pe care le-am trimis împreună cu bucșile și bielele rectificat, segmenți, 12 la număr, 4 de ungere, 4 de radere și 4 de foc. 8 siguranțe pentru fixarea bolțurilor și, evident, pistoanele și cămășile. Înainte de a instala pistoanele, este necesar să le curățăm foarte bine de mizerie. Orice set motor cehoslovac este imbibat în vaselină. Toți pașii prezentați de către mine se regăsesc în manualul Haynes de reparații și, ca să fie foarte clar, nu sunt lucruri inventate de către mine. După curățarea pistoanelor, ordinea de instalare a acestora nu contează, având în vedere că sunt niște pistoane noi. Dacă se dorește instalarea pistoanelor vechi, este recomandat să le folosiți cu aceleași biele pe care au fost instalate. Fiecare bielă este marcată cu o cifră corespunzătoare ordinii din motor. Înainte de instalare, mai verific încă o dată instalarea bolțurilor, dacă a fost una corectă. Nu există joc, iar mișcarea bolțului în bucșă este extrem de ușoară, dar totuși fermă. Încep prin a instala primul piston pe biela numărul 1.
Mare grijă! Biela are un mic canal de ungere pentru grăsarea cămășilor. Pistoanele au marcate pe ele o mică săgeată care indică sensul de rotație a motorului. Săgeata de pe piston trebuie să indice în direcția opusă găurii de ungere. Poziția de instalare corectă este aceasta. Nu instalați invers pistoanele pe bielă. Înainte de a instala pistoanele pe bielă, să instalezi câte o siguranță pe partea opusă a fiecărui piston. Este o procedură extrem de simplă, dar fiind tipicar, îmi place să le aliniez pe toate exact la fel. A ajuns în sfârșit la momentul mult așteptat, și anume instalarea pistoanelor. Așez pistonul pe bucată de metal și cu suflanta de aer cald încălzesc pistonul foarte bine. Aveți grijă să folosiți mănuși mai groase de protecție pentru a nu vă arde. Odată ce pistonul este încălzit, bolțul trebuie să intre foarte ușor prin piston. Nu forțați și nu încercați să bateți în bolț. Instalarea corectă se face doar printr-o simplă apăsare. Asigurați-vă că bolțul este împins până în capăt și că s-a oprit în siguranța din partea opusă a pistonului. Nu uitați, foarte important, gaura de ungere din bielă este situată în direcția opusă săgeții de pe piston. Urmează instalarea ultimelor patru siguranțe, pe care le așez în exact aceeași poziție ca pe cele de pe partea opusă. După instalarea pistoanelor, urmează instalarea segmenților. După ce am prins biela în menghină, folosind niște bucăți de aluminiu pe fiecare parte, încep cu instalarea segmentului de ungere, localizat cel mai jos. Aveți grijă la instalare. Aceștia sunt foarte casanți și se pot rupe foarte ușor. De asemenea, fiecare segment are o mică teșitură. Instalarea acestora se face cu acea mică teșitură în partea de jos. Acest lucru este valabil atât pentru segmentul de ungere, radere și cel de foc. Odată instalați, nu uitați să mai verificați încă o dată dacă totul a fost instalat corect. Și mai rămâne doar să mă asigur că fiecare fanta segmenților este situată la 60 de grade una de alta. Vă mulțumesc pentru vizionare!